Radu Filip, în special pentru faptul că a fost singurul care ne-a acceptat acest monument. Toți care suntem aici avem bunici, avem părinți sau alte rudenii care au fost refugiate, care au suferit pentru consecințele dictatului de la Viena. Asociația Foștilor Refugiați și Expulzați din 1940 a realizat acest monument din fondurile sale, din subscripții sau din alte ajutoare. Și totuși, acest monument nu a fost dorit de nimeni altcineva decât de Părintele Vicar Foraneu Radu Filip. Veșnică recunoștință! Părinte, vă rog frumos să acceptați din partea noastră o diplomă de excelență acum, la 80 de ani de la semnarea dictatului de la Viena, și vă mulțumim pentru toată susținerea de care ați dat dovadă față de asociația noastră. Mulțumesc! Îmbrățișările le păstrăm pentru anul viitor.